tare, apasă și pe asta să vezi. Din 2010, în România a fost legiferată Ziua Națională a Tatălui. Rolul unui tată în familie și în societate este esențial, astfel că organizația Radul Fericit, cu sprijinul Centrului Municipal de Cultură Arad, le-a oferit celor mici o zi cu tata. O zi pe care am așteptat-o de, sincer, de câțiva ani. Am văzut-o implementată în Timișoara. A fost încântătoare. Și a venit momentul să o ducem și în Arad. Deci o zi cu tata, în principiu, este o zi în care tații trebuie să aibă activități împreună cu copiii lor. Să construiască amintiri. Mi se pare o inițiativă foarte faină pentru familii, pentru tați, pentru copii. Și, în general, sâmbătă încerc să petrec oricum timp cu copilul. Deci, cu atât mai bine că avem activități așa super mișto pe care să le facem împreună. Venim cu copiii, cu fiul meu, cu Finuța. Cu Pinul, super tare, super tare inițiativă. Ne place, maxim. Apreciem mult inițiativa asta și cred că ar fi nevoie de astfel de inițiative mai des pentru a aduce oarecum și copiii și părinții împreună și a-i scoate mai mult din casă, de la calculator și de la alte activități care nu sunt cele mai sănătoase în zilele noastre. Frumos și pe afară, vremea e chiar ok, copiii, poți să ieși în parc, sunt foarte multe activități, foarte bine organizat. Peste 40 de activități au fost special gândite pentru a facilita apropierea dintre tați și copii și de a petrece timp de calitate împreună. Toate atelierele au fost gratuite și au fost concepute pentru copiii cu vârste între 3 și 14 ani, însă au fost bineveniți și copiii mai mari, dar și mamele sau unicii. Și mașinile de poliție, salvare sau pompieri au putut fi testate de cei mici. Sunt peste 40 de activități. Am muncit vreo 3 luni la toate aceste activități, le armonizăm, să le aducem împreună. Tiroleană, zi de cățărare, eu știu, tot felul de ateliere, de tâmplărie, de ceramică, de pictură, avem palatul copiilor, avem copii învață teatru, da, avem teatru, practic, nu doar să se facă teatru, ci pur și simplu să învețe, să mânuiască păpuși. Avem ambulanță, pompieri, acolo am văzut cei mai mulți copii, da, adoră să dea drumul la sirena din mașinile de poliție, deci sunt multe ateliere, pe gustul tuturor. Le oferim multă aventură, le oferim o tiroliană, le oferim un panou de escaladă, le oferim o hintă mai neobișnuită, îi învățăm să zboare un pic până sus în acest gorun și le mai oferim și un cățărat pe lăzi. Aventură și sperăm să-și învingă limitele. Ce caută poliția la o zi cu tata? Încercăm să le arătăm copiilor ce înseamnă o dotare a mașinii poliției, cam ce face poliția și cu această ocazie le dăm și niște sfaturi preventive. Cei prezenți au fost încântați și speră ca un astfel de eveniment să se mai repete și în alți ani. Am mers să îngâiem câinele la macneci, la insecte. Și unde mai vrei să mergi? Mai vreau să mergem și să cumpărăm vată pe băci. Oarecum dorința noastră a fost de la început să repetăm evenimentul, dar am așteptat confirmarea acestui prim eveniment. Suntem nici la jumătatea lui și în momentul ăsta sunt convins că vom face în fiecare an. Cel puțin asta ne dorim.